Se spune că oricine merită o a doua șansă. La asta s-au gândit și cei care au accesat fondurile necesare pentru a investi în cei care au fost pedepsiți conform legii pentru diferite fapte antisociale pe care le-au săvârșit. Își ispășesc pedeapsa după gratii, dar în același timp, angajații din penitenciare s-au gândit să le acorde o șansă de a se reintegra în comunitate atunci când vor fi eliberați. Așa se face că penitenciarul Giurgiu, în colaborare cu penitenciarele din Botoșani, Poarta Albă și Curlea și alte două fundații, au făcut front comun ca să demareze proiectul intitulat Integrare și incluziune socială a oamenilor în nevoie. Unitatea penitenciară, definită ca instituție cu funcție educațională, este chemată să răspundă provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate și inițierea, menținerea, dezvoltarea parteneriatelor cu societatea civilă și comunitatea locală, în vederea asigurării educației și asistenței psihosociale a persoanelor aflate în executarea unor sancțiuni privative de libertate. Așa se face că în final vor fi circa 650 de beneficiari care vor primi o calificare într-una din cele 45 de meserii pe care le au la dispoziție. Tâmplar universal, 14, bucătar, 14, electrician, 14 și introducere date în calculator, alți 14. Aceste cursuri sunt și se desfășoară în penitenciar, penitenciarul asigurându-le baza materială unde își vor desfășura practica cursurilor și unde vor lucra ulterior, ca și cum ar lucra în comunitate. Administrația Națională a Penitenciarelor a dispus ca această campanie să desfășoare în întregul sistem penitenciar, astfel că toate penitenciarele ies în comunitate și explică rolul pe care noi îl avem în cadrul comunității. Scopul acestei campanii este de conștientizare a decidenților la nivel local și de sensibilizarea opiniei publice cu privire la reintegrarea persoanelor private de libertate. Proiectul se derulează prin Serviciul de Educație și Serviciul Psihosocial din cadrul penitenciarului Giurgiu. Astfel se dorește facilitarea incluziunii sociale a acestei categorii de persoane.